Salutare tuturor! Astăzi am revenit cu un nou episod de TikTok. Știu că n-am mai făcut de mult un astfel de episod, dar sinceră să fiu, îmi era dor să vorbesc de device-uri care îmi plac și device-uri care mă ajută, să vă vorbesc despre tehnologie în general și lucruri care țin de tehnologie și cumva tehnologie care mă ajută pe mine ca antreprenor, ca și creator de conținut, ca mamă, așa că vom da un mic twist rubricii TikTok în care vom vorbi despre tehnologie din perspectiva feminină. Nu voi intra în detalii super mega tehnice, review-uri foarte, foarte detaliate, poate doar în anumite cazuri. Ideea este că vreau să vă prezint aceste device-uri din perspectiva mea, din perspectiva feminină, din perspectiva de mamă, antreprenor, femeie super ocupată, pentru că review-uri super detaliate și extrem de obiective există deja foarte multe pentru aproape orice device este deja pe piață, poate chiar și pentru device-uri care urmează să apară, așa că unul în plus cu siguranță nu ar ajuta foarte mult, dar cred că perspectiva mea și punctul meu de vedere și experiența mea cu anumite produse și anumite device-uri sau anumite tehnologii cu siguranță poate ajuta. Așa că astăzi relansăm rubrica TikTok cu un laptop de la Asus. Este vorba despre acest laptop Asus ZenBook Pro Duo 15 OLED. Are o denumire super fancy pentru că și el este super fancy. Este, l-aș putea numi eu așa să zicem, laptopul viitorului și laptopul creatorului de conținut. Și o să vedeți imediat de ce. Din punct de vedere design, laptopul Asus ZenBook Pro Duo 15 OLED este unul foarte frumos, are un design super drăguț. Am mai avut un laptop de la Asus acum, cred că 3, poate chiar 4 ani și acela mi-a plăcut foarte mult. Acesta, din punct de vedere grosime, greutate și mărime, nu pot să zic că este cel mai slim, după cum se poate vedea. Nu este nici cel mai ușor, nici extrem de greu, dar nici ușor și este mare pentru că acest laptop are un ecran de 15 inch. O să vedeți imediat de ce nu este cel mai slim și cel mai ușor laptop, pentru că aduce foarte multe performanțe, mai ales pentru zona de creare și pentru persoanele foarte creative care au nevoie de putere de editare și, așa cum v-am spus la început, îl consider laptopul creatorului de conținut și o să vedeți de ce. Ce este extraordinar de special la acest laptop? Cele două ecrane. Avem ecranul principal care este un OLED 4K și avem ecranul secundar ScreenPad Plus care îți oferă și mai mult spațiu de lucru și o să vedeți că are niște feature-uri foarte, foarte interesante. După cum vă spuneam, ecranul principal este de 15 inch, este un laptop mare, este un laptop foarte bun din punctul acesta de vedere pentru editare și o să vă explic și de ce este important pentru creatorii de conținut că acest ecran este OLED 4K. Automat aveți o claritate și un sharpness foarte, foarte bun. De asemenea, aveți o redare a culorilor foarte reală, ba chiar acest ecran este Pantone approved, ceea ce înseamnă că toate nuanțele și toate culorile pe care voi le vedeți pe acest ecran sunt reale și puteți edita. Vă ajută extrem de mult în colorizare. De cele mai multe ori, cea mai mare greșeală a creatorilor de conținut este că nu își cumpără laptopuri sau monitoare care să fie corect calibrate din punct de vedere culoare. Iar apoi, în momentul în care urcă materialele în social media, culorile sunt ciudate, poate fața este ștearsă sau este ușor verzuie sau ușor spre roz, culoarea pielii și tonul pielii nu arată foarte bine, tocmai din acest motiv, pentru că ecranul nu a fost corect calibrat sau nu este corect calibrat. Este foarte scump în general să îți cumperi un monitor calibrat. Sunt anumiți creatori de conținut care au laptopuri și apoi au ecrane externe calibrate și preferă să lucreze așa.
Mie personal mi se pare important să ai din start totul calibrat și un ecran foarte bun și foarte calitativ care să-ți redea culorile așa cum ai nevoie ca să nu-ți mai bați capul. Despre cel de-al doilea ecran, ScreenPad Plus, și acesta are un afișaj 4K, ceea ce din nou este foarte important. Și acesta vă oferă un spațiu de lucru în plus. De asemenea, acesta vine cu un control panel foarte, foarte util în editare foto și video, mai ales dacă folosiți Adobe și suita Adobe. O să vă și fac o mică demonstrație ca să vedeți exact cum funcționează și cât de util este. Acest control panel pot să zic că este life changer pentru creatorii de conținut, tocmai pentru că ai totul aici, ai tot ce ai nevoie și ai un spațiu de lucru în plus care este perfect adaptat și perfect creat pentru acest laptop și pentru acest ScreenPad Plus. Practic, ce face acest control panel este să vă ofere acces la funcții de editare la aplicațiile care sunt deschise pe ecranul principal. De asemenea, în orice alte aplicații sau dacă faceți web browsing, ScreenPad Plus și practic având aceste două ecrane este super util pentru că vă ajută din punct de vedere multitasking, pentru că puteți să aveți aici niște lucruri deschise, aici alte lucruri deschise, nu mai trebuie să stați să dați minimize pe diverse aplicații sau diverse programe, ci puteți să le aveți în paralel și să le folosiți în paralel, ceea ce automat vă ajută din punct de vedere productivitate. Aveți aici și un trackpad clasic, ca să zic așa, care poate fi folosit evident ca un trackpad, dar ce trebuie să vă mai spun este că ambele ecrane sunt tactile, așa că puteți să le folosiți cu mâinile și cu degetele fără nicio problemă. Eu, sinceră să fiu, nu am folosit foarte mult acest trackpad când am folosit laptopul, pentru că având cele două ecrane touch, mai ales ScreenPad Plus, am avut tendința cumva să parcă să intru așa cu mâinile în laptop și să-l folosesc în acest fel. Mi-a venit parcă un pic mai natural decât să folosesc trackpad-ul. Dar pentru persoanele care iubesc un trackpad și preferă, ca să zic așa, mouse-ul, aveți și această posibilitate. Așa cum vă spuneam, acest laptop îl consider un laptop foarte bun pentru creatorii de conținut și datorită performanțelor, pentru că acest laptop vine cu niște performanțe foarte bune, performanțe de top. Din punct de vedere procesor, are un procesor Intel Core i9 și o placă video Nvidia GeForce RTX. Chiar dacă nu sunteți neapărat cu detaliile super tehnice, pot să vă spun că este un laptop foarte puternic și foarte performant, cu o putere de procesare mare de tot. Acum o să vă fac și o mică demonstrație, o să editez în Lightroom o poză, așa rapid, nimic super complicat, ca să înțelegeți cum funcționează ScreenPad-ul și panoul de control și ca să vedeți exact cum se lucrează cu cele două ecrane. Pentru că și eu prima dată când am văzut acest laptop și am dat de cele două ecrane, pentru că nu este neapărat ceva cu care ești obișnuit, fiind laptopul viitorului, poți fi puțin, să zic așa, overwhelmed și luat prin surprindere și de aceea am zis că mai bine vă fac o mică demonstrație să vedeți cum funcționează ca să înțelegeți mai bine cum se lucrează cu acest laptop din punct de vedere creație. Bun, acum să vă arăt live cum funcționează aceste două ecrane, cel principal și ScreenPad Plus împreună. O să edităm împreună o poză, este o poză din Grecia pe care o am. În primul rând vreau să vă arăt exact ce opțiuni aveți aici pe ScreenPad Plus. Avem aici Brightness și este brightness-ul ScreenPad-ului. De exemplu, aici putem să mutăm diverse aplicații, putem să le mutăm aici pe ScreenPad și, dacă vedeți, mi-am mutat Lightroom-ul aici. Apoi, pur și simplu, putem să le mutăm înapoi, dacă vrem, și să fie totul mult mai rapid ca să nu fie cu drag and drop. Bun. Acum, pentru că am deschis Lightroom-ul, după cum puteți vedea, din start deja am control panel-ul pentru această aplicație și am aici
opțiuni de editare cu care pot pur și simplu să editez. Vedeți, aici pot să fac imaginea mai mare sau mai mică dacă am nevoie. Aici avem mai multe aplicații pe care putem să le folosim și putem să avem aici, de exemplu, task grupuri, layout-uri pe care să le folosim și să le folosim de fiecare dată. Aici avem setări, screenpad plus display-ul, control center și diverse, avem inclusiv un quick guide ca să învățați cum să folosiți screenpad, iar aici avem control panel setting. Bun, în control panel setting avem diverse aplicații pe care putem să le selectăm, avem After Effects, Lightroom Classic, Photoshop și Premiere Pro, pentru a ne seta exact acele setări pe care, și opțiuni pe care le-ați văzut mai devreme în control panel. Pentru Lightroom Classic, de exemplu, pentru că pe acesta îl folosesc eu, avem aici temperatură, tint, contrast, exposure, blacks, saturation, highlights, shadows și așa mai departe. Și puteți să le schimbați. De exemplu, în loc de blacks pot să pun, nu știu, altceva, diverse. Mie, sincer, îmi place și mi se pare foarte ok fix așa cum este, așa că o să păstrez totul exact cum este. Bun. Și acum să edităm. Pur și simplu, de exemplu, uitați, pot să schimb de aici temperatura, îl fac mai cald sau mai rece. Eu o să merg pe zona de mai rece. Tintul nu mi se pare că ar trebui să umblu la el, așa că unde era, era foarte bine. Din punct de vedere contrast, aș vrea să adaug puțin contrast în imagine. La fel vreau să adaug puțină saturație. Zona de shadows vreau să o cobor și la fel zona de highlights. O să mai umplu aici pe zona de clarity și o să ridic clarity foarte puțin. Și asta este un edit basic pentru poză. Poza puteți să vedeți, de exemplu, cum arăta înainte și cum arată acum. Asta este editarea basic. Mie personal îmi place foarte mult și prefer să o păstrez așa. Poate maxim aș mai scădea puțin de tot expunerea undeva pe aici, da, puțin de tot. Asta este editarea basic pentru poză, așa rămâne. Pot să mă mai duc, de exemplu, aici pe zona de verde și ce aș mai face în general ar fi exact acest lucru, și anume să schimb nuanța verdelui, și anume m-am dus într-un verde mult mai rece și am scăzut saturația ca să nu fie prea saturat. Așa arată poza acum, așa aș păstra-o și așa rămâne. Pur și simplu îi dau export și o postez pe Instagram sau pe blog sau pe unde trebuie să o postez, pe social media. Am vrut să vă arăt o editare basic ca să vedeți cum funcționează acest control panel și cât de util este să aveți cele două ecrane în timp ce lucrați, ca să nu mai stați pe aici, mai ales pe zona asta de exposure, contrast, să stați, să trageți de ele. E mult mai simplu să lucrați pe ScreenPad Plus. Și în felul acesta, mai ales dacă aveți multe, multe, multe poze de editat, lucrați mult mai rapid și vă este mult mai ușor să editați calupuri întregi de poze dacă folosiți control panel-ul de pe ScreenPad Plus. La fel și pe zona de editare video, aici aveți opțiuni și aveți timeline, veți vedea dacă încercați și dacă vă luați acest laptop, cât de ușor este să editați și clipuri în Premiere Pro cu acest laptop, tocmai datorită acestui control panel optimizat pentru aceste programe și special gândit pentru creatorii de conținut. Ca și concluzie, v-am zis, mi se pare că este într-adevăr laptopul creatorului de conținut. Ai procesor puternic, ai placă video puternică, ai două ecrane, ai spațiu de lucru, ai un ecran foarte bine calibrat, OLED 4K, și în ziua de astăzi ecran pentru laptop OLED este chiar o noutate și o noutate foarte, foarte utilă și interesantă. Ai acel panou de control pentru aplicațiile de creație și de editare care te ajută foarte mult și, v-am zis, în alte situații este spațiu în plus pentru lucru. Ai cam tot ce e nevoie din punctul acesta de vedere ca și creator de conținut. Este foarte bun și pe multitasking. Din punctul meu de vedere, sinceră să fiu,
Da, eu îl consider un laptop focusat și cumva gândit pentru creatorii de conținut, pentru oamenii creativi, pentru oamenii care au nevoie de putere de editare și de creație. Dar și un antreprenor poate beneficia foarte mult de pe urma acestui laptop datorită puterii, datorită multitasking-ului, datorită aplicațiilor interesante pe care acest laptop le are. Într-adevăr, acesta v-am zis, îl consider gândit pentru zona de creație și creator de conținut, dar pentru oamenii care își doresc multitasking la un preț mai avantajos, Asus ZenBook Pro Duo 15 OLED are și un frățior mai mic de 14 inch, care este la fel de interesant și la fel de util și îți oferă foarte multe avantaje, v-am zis, mai ales pe zona de multitasking, dar este la un preț mai avantajos. Așa că puteți să vedeți și acel model, dar dacă sunteți interesați de zona de creație, foto, video și așa mai departe, acesta cu siguranță este un laptop de luat în considerare. Acesta a fost episodul de TikTok. Sper că v-a plăcut. Dacă aveți orice fel de întrebare, vă rog frumos să-mi scrieți în comentarii. Am să vă las toate detaliile și specificațiile super tehnice în descriere, așa cum fac de fiecare dată, așa că puteți să vedeți exact tot ce conține acest laptop, de unde îl puteți cumpăra, să verificați preț și așa mai departe. Iar dacă există alte întrebări legate de experiența mea cu el, vă rog frumos să-mi scrieți în comentarii și am să vă răspund. Subiecte de TikTok pe care ați vrea să le mai abordăm, vă rog frumos la fel să le lăsați în comentarii. Dacă nu v-ați abonat deja la acest canal, o să vă rog să o faceți pentru a urmări conținutul și pentru a mai vedea și alte episoade pe care eu le postez aici și desigur să mă urmăriți pe Instagram Laura Mușuraia, unde ținem legătura mai strâns, comunicăm zilnic, puteți să fiți la curent cu ce fac eu în fiecare zi, cu ce urmează să postez, acolo vă pun și întrebări legate de ce subiecte să mai abordăm în următoarea perioadă și așa mai departe. Noi ne revedem vineri cu un nou clip și vă urez o zi cât mai frumoasă. Pa, pa!